O zi a toleranței, o zi a multiculturalismului, o zi a soarelui, o zi a naturii, o zi a apelor, o zi a istoriei. Dobrogenii, de orice etnie și de orice religie, trebuie să prezerve și să promoveze caracterul pestrit și eterogen al acestei provincii, în care orice om să se simtă binevenit. O Europa în miniatură la frontiera de est a Uniunii. Aceasta este ziua Dobrogei. O zi a unui ținut fermecător prin presupusa sa austeritate, încărcată însă de bogății naturale și valori umane de neprețuit. Suntem dobrogeni și Dobrogea ne este casa.